Craiova, echipă cu calitate. A fost echipa care domina jocul. Corect. Fotbal, ce se întâmplă pe teren, e cu goluri. Dacă nu a marcat nimeni, înseamnă că e corect. Cum vi s-a părut jocul echipei dumneavoastră? Cred că puteam să avem mai mult curaj. Defensiv, destul de bine am stat. N-am lăsat foarte multe situații. Au fost câteva nesincronizări, eventual câteva cadouri pe care le-am făcut din baloanele noastre. În rest, nu au fost acțiuni care să ne pericliteze foarte tare poarta. Dar am spus, am întâlnit o echipă foarte bună, jucători de calitate. E greu împotriva Craiovei, care pe teren propriu sunt redutabili. E greu să poți să emiți pretenții fantastice, mai ales ținând cont de faptul că noi astăzi am avut și niște jucători absenți. A fost destul de greu să prezentăm cel mai bun 11. Din minutul 60 ați jucat un sfert de oră cu 3 jucători sub 21 de ani. Da. Și cum vi s-a părut pe un? Pe un a avut un joc fantastic. Este debutul lui în prima ligă, a făcut un joc extraordinar. E un băiat cu calități, un băiat cu bun simț, un băiat care muncește foarte mult la antrenamente. Și atunci când i s-a oferit șansa, știu să profite de ea. Este un băiat care merită mult mai mult decât a obținut până în momentul de față. L-ați simțit ușor afectat pe Nuvie? După... Nu, de ce? După acea fază care de la accidentarea lui Bayram. Nici nu mi-am dat seama, era mult prea departe, chiar nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat acolo. Nu am văzut reluări, nu pot să-mi dau seama dacă a fost Nuvie vinovat sau nu, așa că nu pot să vorbesc. Ce simțiți că puteți realiza în acest play-off? Am spus, ne dorim să facem mult mai mult decât am făcut la prima participare în play-off. Dar sigur că e un campionat cu echipe puternice, va fi o bătălie aprigă. Toate echipele sunt meritos ajunse în acest play-off și mai mult ca sigur că fiecare partidă va fi foarte dificilă. În continuare ne așteaptă jocuri foarte grele, se joacă din 3 în 3 zile. E imperios necesar să ne recuperăm foarte rapid, să ne refacem, pentru că nu e ușor. Cu Florin Ștefan, ce se întâmplă? Florin Ștefan, în momentul de față, este jucătorul echipei noastre, până la terminarea contractului. În momentul în care ne vom da seama că el este mult mai conectat la ceea ce vrem noi să facem, sigur că îl vom folosi când o să avem nevoie de el. Deocamdată Ștefănescu își face foarte bine treaba pe partea stângă. Am considerat că merită mai mult și din acest motiv. Cât mai are contract Florin Ștefan? Florin Ștefan termină în luna iunie. Și vrea să prelungească? Până în momentul de față nu și-a prelungit contractul, dar nu este motivul. Puteam așa din iarnă să nu-l mai introducem. Dar în ultima perioadă se pare că el e un pic afectat de faptul că nu știe încotro o să o apuce, nu s-a hotărât nici dacă o să rămână și din acest motiv am preferat să-l menajăm și noi puțin, din punct de vedere mental, să nu punem multă presiune, pentru că dacă intră în teren și nu e concentrat, nici brandament pentru noi nu poate să dea. Mulțumesc! Multă plăcere! Da, poveste de România asta, cu intri în ultimele 6 luni de contract, nu mai joci brusc. În Europa e plin de fotbaliști de ăștia care sunt în ultimele 6 luni. O să revenim pe Florin Ștefan. Hai să vedem faza cu accidentarea lui Bayram. Pentru că se naște o întrebare. Dom'le, sunt cei de la Șep și Duri. E intenție? Cum e Constantin Zota aici? Cei de la Șep și... au arătat astăzi un meci agresiv. Nu, dar hai să vorbim de faza asta, după aia. Faza asta, mie mi se pare o fază normală. A fost un ghinion al lui Bayram, nu vie, încearcă să joace mingea, nici nu se uită. Pune piciorul în pământ, e cu piciorul de sprijin jos și cu piciorul stâng lovind mingea, da? Și atunci Bayram intră în el, din inerție. Deci nu se poate pune problema unei intenții și da? Deci aici putem să vedem clar că în dinamica mișcării Nuvie vine să pună piciorul jos. Nu are nicio intenție în a-l lovi pe Bayram, iar Bayram intră în el. Oricum, veștile sunt ok în ceea ce îl privește. Înțeleg că nu ar avea la primele consulturi, nu există niciun fel de urmă de rupere de ceva acolo. Le ascultăm pe bancă. Sau ați câștigat un punct în această seară? Bună seara! Am pierdut 2 puncte, bineînțeles. Chiar dacă nu ne-am creat foarte multe ocazii, am avut câteva prima repriză, câteva a doua, puteam să înscriem și la ultima fază acea redublare și a scos-o incredibil în corner. Până la urmă, ce pot să zic? Chiar dacă nu am avut un joc foarte bun, eu zic că meritam să câștigăm. Ce simți că mai trebuie ca să ajungi? Golul! Bineînțeles, în atac acolo suferim.
duce mingea până la 20 de metri și acolo nu reușim să facem niște combinații sau niște centrări bune pentru a pune în pericol adversarul. Rămâneți o forță totuși? O amenințare pentru... Bineînțeles, de ce să nu rămânem? Este prima etapă din play-off. Se joacă în continuare, nu este nimic pierdut. Ați vorbit cu Bayram? Da. A venit acum în vestiar. Nu am înțeles foarte bine ce are. S-a văzut pe reluare că i-a pus piciorul direct pe gleznă. Cred că era un foul dur și trebuia altfel judecat. Dar mă bucur că este bine, nu este ceva foarte grav. Am înțeles că în jur de o lună va sta. Deci a revenit în vestiare în cârjă sau cum se... Avea piciorul în gips din câte am văzut. Nu mi-am dat seama foarte bine. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Da, e colegul tău. Mă gândesc, Andrei, că îi iei partea. Că s-a văzut clar pe reluare. Nu știu, a avut timp să vadă bancul reluare? Timp o fi avut să vadă pe pauză, păi... pentru că mai sunt telefoane, dar n-a văzut bine, din punctul meu de vedere. Din nefericire, un ghinion imens pentru Bayram. Nu mi se pare că Nuvie are vreo vină în această intervenție. A venit cu piciorul mai moale, a călcat strâmb într-o primă fază și apoi a venit și contactul, așa văd eu după toate relorile astea. Dar credeți că a avut vreun impact emoțional asupra meciului, asupra stării colegilor, asupra poate a curajului pe care Șep și-l prinde momentul ăsta? Adică e clar că tot planul lui Uzunidi se dă peste cap din minutul 1, 2. Tot ceea ce pregătise și nu doar. Arată ceva la începutul ăsta de meci. Dom'le, suntem niște băieți deciși, noi ăștia de la Șep și o să jucăm fotbal. Bărbătesc. Bun, acum când mergem și jucăm meciuri internaționale, se cam dărâmă reclamele cu jucătorii noștri, nu ai lor. Și atunci de preferat ar fi să se joace bărbătește în tot campionatul nostru ca să crească acest nivel de rezistență în duelurile 1 contra 1. Asta n-ar fi o chestiune de criticat din punctul meu de vedere, ci pentru fotbalul nostru ar trebui să fie o chestiune de lăudat. Să nu depășești, adică să nu te duci dincolo de limita regulamentului și să ai intrări cu picioarele sus, cum a avut Viera, mi-aduc aminte, da. Când cu Ianisagi. Tot e vorba de sepsi, da? Deci aia mi se pare ceva de neadmis. Pe când jocul de astăzi pe care l-au adus în fața noastră cei de la Sepsi e unul care merge spre zona europeană a intensității duelului. Așa ar trebui să se joace și așa ar trebui să reziste toți fotbaliștii în campionatul României la astfel de duel. Da, ce imagini, deci sunt cumplite imaginile astea. Din ce înțelegem totuși, repet, încă nu este 100% totul, dar informațiile de la fața locului sunt că totuși n-ar fi ceva atât de grav. Dar îmi imaginez procesul, încerc să-mi imaginez, Constantin Zota, procesul prin care treci un tânăr fotbalist de vârsta lui 18 ani, să treci prin așa ceva, frica aia de ce o fi cu mine, cât lipsesc. Îți dai seama ce gânduri negre îți trec prin minte în momentul ăla. Bun, el este un jucător curajos, Bayram, și am văzut-o pe parcursul meciului în care el a evoluat pentru Craiova. Au un staff medical consistent și vor fi toți alături de el. Hai că ne oprim pentru Tudorie. Cum ți s-a părut acest joc cu Sepsi? Bună seara. Un joc echilibrat, Sepsi e o echipă foarte bună. Am încercat să luăm cele 3 puncte, dar n-am reușit. Sperăm următorul meci să reușim să luăm cele 3 puncte. Totuși un joc urât în această seară? Da, s-a jucat așa, nu la întâmplare, s-a jucat foarte tare și da, nu a fost ocazie nici de o parte, nici de cealaltă. E important că rămâneți neînvinși în acest an? Da, nu asta este important. Noi ne-am dorit toate cele 3 puncte și spun eu că în seara asta am pierdut 2 puncte mari. Aveți și motive de îngrijorare? Mai sunt 9 meciuri și trebuie să intrăm, să câștigăm toate cele 9 meciuri rămase și vom vedea la sfârșit unde vom fi. Ești într-un moment bun, tu, personal, că începi să prinzi din ce în ce mai multe minute? Da. Mi se rămdă încredere și nu vreau să-l dezamăgesc. Încerc să dau totul la fiecare meci. Te-ai speriat la acea fază cu Bayram? Da, am crezut că s-a întâmplat ceva foarte... Chiar n-am văzut foarte bine faza, pentru că
Eram în cealaltă parte a terenului, dar ai apucat să vorbești cu el acum în vestiar? Ce zicea? Da. Nu, mi s-a spus că e ok, doar că va dura puțin timp până își va reveni. Nu e nimic serios. Asta e vestea bună, dacă nu e nimic serios. Pe de altă parte, pentru Tudorie, cred că vestea proastă a venit undeva spre final de repriză, minutul 45. Și vreau să vedem un moment cu el în care driblează portarul, după care vă las pe voi să comentați ce se întâmplă. Eu cred că nu prea este mult de comentat aici, pentru că este un gest foarte urât al lui Tudorie. Da? În primul rând ne referim la fair play, în al doilea rând ne referim la faptul că cu totul și cu totul altfel trebuia continuat această fază. Practic este faza cu care Tudorie în acest meci a ieșit în evidență, din păcate la nivel negativ. O decizie corectă a arbitrului în cazul ăsta, o lovitură liberă indirectă și cartonaș galben pentru Tudorie. Andrei, ce învățăminte? Nu e prima oară când noi vorbim și când numai noi. Sunt convins că sunt mulți care arată fazele astea, le văd. Ce mai discutăm despre un fotbalist tânăr? Este într-o situație bună, driblează portarul. De ce să faci asta? Care e, ce te seama, mână în luptă? Că-și dă seama că n-a driblat portarul pe partea bună, ci l-a driblat pe partea care devenise închisă prin apariția celui de-al doilea jucător și încearcă să găsească o altă cale. Crezi că i-a trecut prin minte faza de cu meciului cu CFR Cluj, când driblează portarul și șutează în plasa laterală? A zis să nu... Adică mintea lui să fi procesat la modul ăsta, Dumnezeu, să nu mai fac și a doua oară. Să nu mai trag dintr-un unghi închis și a doua oară în plasa laterală. Poate să fie. Eu, când eram la juniori și aveam faze de genul ăsta, una, două, în două meciuri, unul după altul, stăteam la individualizare săptămâni întregi și mi se dădea să scap singur cu portarul. Așa, pur și simplu. Să mă învăț cum să fac ca să ajung în situația să nu mai mi se întâmple la fel. El aici, mental, a ales calea cea mai scurtă. Încercarea de a fenta. De a nu portarul, pe toată lumea, ci regulamentul. A sperat ca Nițui să întindă cumva o mână acolo. În momentul în care a fost contact, acum vorbeam două zile, deși el era în cădere de dinainte, dacă era contact, începeam să ne dăm cu părerea despre penalti. Din fericire pentru Sepsi și din nefericire pentru Tudorie, n-a fost niciun contact. Jenant, aș îndrăzni să spun. Hai să vedem ce spune și imediat îl ascultăm pe Uzunidis. Adică mie mi se pare, numai după ce cazi, după ce simulezi, mai și urli acolo pe jos și faci pe accidentat. Uzunidis. It's like this of the football. We know that it will be. Este ca și cum n-am jucat fotbal. Am zis că o să fie meci greu. We have some chances. Știam că o să avem câteva ocazii. Era important să marcăm în acest meci. More opportunities for scoring. Am avut două situații. From the opponent, but nu, adversarii au avut două. Două oportunități, asta este fotbalul. Okay, we try, încercăm, muncim mult. Defensively we was very concentrated, very organized. Defensiv suntem bine organizați. We need something more. We need ofensiv avem nevoie de mai mult. To score. This trebuie să marcăm. Is this a problem? E o problemă? Yes, in this moment, but I don't, da, în momentul de față, da. I cannot tell that they don't try my players. Nu pot să spun că fotbaliștii mei nu încearcă asta. Their mistakes, with the good things, I'm with them and încercăm să I will support and I greșelile să le remediem. Când îl vom vedea pe Ivan din nou? I hope this week. Sper săptămâna asta. Of course, now in this moment we have a little more problems. Evident că avem probleme mai mari. Meciul a început prost pentru noi, Bayram out. We make the change from the first minute. A trebuit să schimbăm din primul minut. Some problems with the attackers, but avem probleme cu atacanții. To adapt in this situation. Dar trebuie să ne adaptăm. We need to all the group give something more. Și grupul trebuie să ofere mai mult. Bayram will be out. Cât timp va sta Bayram? I hope that nu știu. Sper să nu fie foarte serios. Ați vorbit cu el? Nu. How will be next game with cum vedeți Botoșani? Următorul meci, cel cu Botoșanul? We will see. We try. We have to give our best. And after trebuie să dăm cei mai buni și după aia vedem we'll do.
Ce rezultat iese? I told that I don't complain about the effort of my players. Nu am ce să le reproșez fotbaliștilor din punct de vedere al efortului. Sunt disciplinați, muncesc. Putem poate ceva în plus, dar To believe more. Dar e problemă de încredere. What missed in this moment. Asta lipsește în momentul de față echipei mele.